Bună ziua, bine v-am găsit, doamnelor, domnilor, la emisiunea Hunedorenii votează. După cum bine știți, în data de 9 iunie vor avea loc alegerile locale, zi în care toți hunedorenii sunt invitați la urnele de vot pentru a-și exercita acest drept și pentru a alege pe cei care urmează să îi reprezinte pentru viitorii 4 ani. Vorbim aici de primari, Consiliul Local, președinte de Consiliul Județean și consilieri județeni, așadar vă invit să urmăriți în această perioadă emisiunea Hunedorenii votează, o emisiune de promovare electorală. Astăzi, alături de mine, în platou, este domnul Marius Mane, candidatul Alianței pentru Unirea Românilor, pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Hunedoara. Bună ziua, bine ați venit, domnule Mane. Bună ziua, bine v-am regăsit. Am intrat în pâine, cum se spune, nu? Încă de vineri, iată că au început oficial campania electorală. Pentru început aș vrea totuși să vă cunoaștem mai bine, pentru cei care poate nu au urmărit până acum activitatea dumneavoastră, poate ar fi ideal să vă prezentați puțin mai bine și activitatea pe care ați avut-o până acum și, bineînțeles, să ne explicați și să le explicați telespectatorilor noștri pe parcursul acestei emisiuni de ce vă doriți să... și de ce ați intrat în această luptă electorală? Da, am să încerc să fac un rezumat a activității mele și să încep cu faptul că sunt hunedorean, născut în Hunedoara, părinții sunt din Bejan, locuiesc în Deva, de profesie sunt inginer constructor, înainte de a trece la partea de inginerie strictă. Am fost ofițer de construcții până în 2006. Din 2006 am început o activitate legată de proiectare în construcții, dirigenție de șantier, consultanță în construcții. Ceea ce fac și la această dată, faptul că am mers spre politică e din cauza evenimentelor care în ultima perioadă m-au determinat ca, și în ultima perioadă vorbesc de ultimii 4 ani, pentru că de 4 ani sunt membru al Partidului AUR, și am văzut că țara aceasta se îndreaptă către o direcție greșită din punctul meu de vedere. Faptul că una spunem și alta facem, faptul că la această dată fiecare din partidele care au condus România au reușit să o bage în datorii extraordinar de mari. Am înțeles că bugetul sau datoria este peste 52% din buget, ceea ce e de speriat pentru ceea ce urmează. Probabil ne vom confrunta și cu o criză economică. Oamenii trebuie să cunoască aceste lucruri și faptul că noi, ca partid, avem cei 4 piloni, familie, credință, națiune și libertate, m-au determinat să intru în acest partid, un partid care, la această dată, e un partid curat, n-a fost la guvernare, nu are, eu știu, nicio înțelegere, în afară de înțelegerea pe care noi am declarat-o cu alegătorii, cu cetățenii, și cred că noi suntem soluția pentru ceea ce urmează a fi, eu știu, în administrația locală, pentru început, o soluție viabilă și niște oameni care și-au propus să schimbe cu adevărat ceea ce înseamnă administrația publică locală. Vă doriți cumva o reconstrucție, să spunem, a județului Hunedoara, pentru că sunteți cumva, nu spuneați, de profesie inginer constructor și putem face așa un joc de cuvinte care să se transforme de fapt într-o realitate pentru dumneavoastră și echipa pe care ați conturat-o în jurul dumneavoastră? Da, în principiu noi dorim să reconstruim din temelie tot ceea ce înseamnă administrație publică locală și sperăm că în următoarea perioadă, atât la nivel național, legislația ne va permite ca să existe o schimbare privind
tot ceea ce înseamnă modul în care se administrează și în care se va reorganiza teritorial partea de administrație. Adică să nu mai avem comune cu 250-300 de locuitori, să putem să, eu știu, accesăm fonduri și să le putem include în așa fel încât cei care să beneficieze de acestea să fie comunități mari, astfel încât proiectele pe care le propunem și la care vom reuși să obținem finanțare să poată fi duse și implementate cât mai exact în administrația locală, dar aici mă refer la administrația acestui județ. Vom vorbi pe parcursul acestei emisiuni și despre aceste proiecte pe care le aveți și cu care veniți în fața hunedorenilor pentru a le prezenta așa punct cu punct și vom avea timp cu siguranță și astăzi și pe parcursul întregii campanii electorale să discutăm despre aceste proiecte. Înainte de a intra în acest subiect însă vreau să reamintesc faptul că AUR, implicit și dumneavoastră, au fost printre puținii care nu au fost de acord ca alegerile din data de 9 iunie să fie comasate. De ce acest lucru? Pentru că această comasare a fost făcută în detrimentul partidelor care își doresc cu adevărat să facă ceva pentru cetățeni. Când aud această poveste de stabilitate, care probabil în mintea unora înseamnă să rămână tot ei la conducere, mi se pare ușor deplasat în momentul în care tu să spui în campanie ca, eu știu, partid aliat PSD cu PNL să participi în aceeași alianță la europarlamentare, iar la locale să-ți dai pe sub masă și dacă nu și peste masă la picioare. Ceva nu funcționează. Oamenii cred că... Bun, asta a fost cumva alegerea dumnealor. Vă afectează atât de tare această decizie? Păi ne afectează... Că important este să vorbiți despre AUR, despre viziunea pe care o aveți. Noi, ca și partid, trebuie să spunem alegătorilor că alegerile astea, zicem noi, nefirești, nu sunt ca un joc sportiv. În sport se intră în teren și cei care sunt în teren dispută o anumită competiție și cel mai bun câștigă. Ei, aici în alegerile astea e cu totul altfel. Intră competitorii în teren, se prezintă în fața susținătorilor care sunt în tribună, acum fac așa o comparație mai plastică, iar cei din tribună, în urma alegerilor, hotărăsc cine îi conduce, ca președinte și ca partide care vor fi parte al Consiliului Județean. Ei, acești cetățeni au posibilitatea doar o zi să aibă puterea și să hotărască cine va conduce acest Consiliu Județean, ce persoană va fi președinte, pentru că după alegeri, în următorii 4 ani, ei vor fi conduși de cei care i-au stabilit în acea zi. Ori, cei care nu se prezintă la vot vor suporta, să spunem, consecințele, pentru că vor fi conduși de persoanele pe care cei din acea minoritate, dacă, bineînțeles, nu vor participa în număr cât mai mare la vot, vor stabili ce și cum să facă. Ceea ce nu este normal și consider că toți cetățenii acestui județ ar trebui să înțeleagă că e necesar să participe la vot și să-și exprime fiecare în parte dorințele sale privind partidul și persoana care urmează să îl reprezinte. Am avut și neplăcuta surpriză să văd la unele emisiuni unii din contracandidați și nu cred că se referea la partidul nostru, dar la modul în care s-a prezentat acolo că unii se declară victorioși. I-am văzut și făcând semne cu mâna de victorie. Nu știu la cine se referea, nu cred că la partidul AUR, dar cum poți să spui cuiva că să nu-și dorească victoria? Adică cei care merg la aceste alegeri și orice competitor într-o asemenea competiție electorală, normal, din punctul meu de vedere, este să meargă
să-și dorească să câștige, nu să facă meci egal cum fac la, eu știu, orice altă competiție sportivă sau să ia bătaie. Și atâta timp cât tu te declari dinainte câștigători, înseamnă că tu critici pe ceilalți pentru lucrurile pe care le faci tu. Nu e normal și sper ca să revenim totuși la un ton normal și să nu ne mai, eu știu... Da, iar scopul acestor emisiuni este acela ca hunedorenii să vă cunoască cât mai bine pe fiecare dintre dumneavoastră, dintre cei care candidați, iată, pentru una dintre funcțiile pentru care vor avea loc alegerile în data de 9 iunie, astfel că vă rugăm să vă prezentați parte dintre proiectele pe care le aveți pentru a dezvolta județul Hunedoara, viziunea pe care o aveți pentru ca dumneavoastră împreună cu echipa pe care o propuneți pentru Consiliul Județean Hunedoara să faceți mai mult decât s-a făcut până acum, să spunem, și probabil că ar fi bine să începem cu proiectele pe care le aveți și de ce anume are nevoie județul Hunedoara din punctul dumneavoastră de vedere. Din punctul meu de vedere, aș începe prin a face o scurtă radiografie asupra administrației acestui județ. Și eu mi-am propus că în ceea ce urmează, pentru tot ceea ce înseamnă funcție publică, să stabilim criterii de concurs și de meritocrație pentru toți cei care încadrează aceste instituții. Aceste instituții nu trebuie să fie încadrate pe baza carnetului de partid. Este necesară cu adevărat o revoluție în această administrație. Voi, din punctul meu de vedere, și cred că e necesar să reformez și să depolitizez această instituție pentru o mai bună gestionare a resurselor umane din administrația județeană și nu numai a resurselor umane, ci și a celor economice. Dovada este că se poate acest lucru și nu trebuie să ne uităm prea mult peste gard. Vedem că în județul Bihor, chiar dacă acolo e un alt conducător și de o altă culoare politică, am văzut că se poate și dacă acolo se poate, cred că se poate și la nivelul județului. Deci, practic, ne spuneți că numărul angajaților din Consiliul Județean, v-ați gândit că ar putea să fie unul mult mai mic și eficiența mult muncilor mai mic și mai eficient, pentru că noi trebuie să stabilim niște criterii de performanță pentru toți cei care încadrează această instituție și să vedem în urma muncilor rezultatele. Nu putem să continuăm cu o chestie de prezență fără ca în urma muncii fiecăruia din cei încadrați în această instituție să nu vedem și rezultate benefice pentru județ, atât din punct de vedere social, cât și din punct de vedere economic. Vom încerca să venim și cu proiecte care, să zicem, au o legătură strictă cu atribuțiunile legate de Consiliul Județean și aici mă refer la infrastructură, la partea de sănătate, la cultură, la turism, ca să dau doar câteva direcții și câteva idei în care am putea face mult mai mult și să îmbunătățim activitatea, este cea legată de drumurile județene, în care, să zicem, se va realiza un transport interlocalități pe care Consiliul Județean ar trebui să-l sprijine, atât prin colaborarea cu AT-urile din zonele mai izolate și totodată aș vedea, să zicem, realizarea și prin PNRR și prin fondurile europene se pot realiza modernizarea drumurilor, modernizarea locurilor de parcare, extinderea parcărilor și chiar unde e o zonă în care e un trafic destul de intens și care, să spunem, prin ceea ce Consiliul Județean va promova realizarea și schimbarea parcului auto din ceea ce înseamnă consum de carburant cu cele de care funcționează pe energie electrică, să avem și stații de încărcare electrică pe traseu care fac ce legătura dintre localitățile urbane sau rurale. Totodată, pe
componenta valul renovării va putea avea și o parte de eficientizare energetică a clădirilor publice care sunt în patrimoniu Consiliului Județean. O altă renovare se referă la patrimoniul istoric pe care îl are județul și multe obiective pe care ar trebui ca, eu știu, cu fonduri europene să putem moderniza, nu neapărat să modernizăm, să punem în valoare aceste obiective istorice. La sfârșit să avem și un registru național al clădirilor prin ceea ce noi vom face prin digitalizarea la nivelul județului. Această digitalizare de care tot facem vorbire și discutăm, cred că poate veni în sprijinul cetățenilor acestui județ prin realizarea unor puncte de informare sau puncte în care fiecare cetățean, printr-un minim efort, ar putea să-și obțină, eu știu, diferite documente, eu știu, acte de identitate, tot ceea ce ar fi necesar pentru ca să nu mai fie nevoie să se deplaseze din comună la nivelul județului sau la alte instituții, încât fiecare să poată să își ușureze munca și tot ce are nevoie pentru activitățile casnice și activitățile care țin de fiecare cetățean. Deci mergeți și în această direcție, deși, cum spuneați puțin mai devreme, se tot discută despre această digitalizare, dar lucrurile poate că nu au avut un avânt atât de puternic până acum, dar important este că, mă gândesc că pentru proiectele pe care le-ați prezentat puțin mai devreme, ați identificat și surse de finanțare, adică sunt proiecte sunt care surse, se pot realiza. Da. Cele care le-am prezentat și în emisiunile anterioare sunt surse de finanțare atât pentru infrastructură, pe partea de drumuri și pentru ceea ce înseamnă rețele de alimentare cu apă, canalizare. Există și pentru partea de digitalizare fonduri europene care pot fi accesate și sunt fonduri care reprezintă fonduri nerambursabile, care reprezintă undeva la 98% ca valoare și doar 2% contribuția UAT-ului. Avem și pentru patrimoniul cultural UNESCO, avem și pentru celelalte, eu știu, obiective istorice pe care le are județul și de care nu ducem lipsă. Multe și partea asta de eficiență energetică, asigurarea nevoilor energetice la nivelul UAT-urilor. Deci sunt multe axe de finanțare pe care Consiliul Județean împreună cu celelalte instituții, unde este cazul, UAT-urile din fiecare localitate, prin colaborare se poată fi accesate aceste fonduri, în așa fel încât să putem folosi cât mai mult ceea ce înseamnă acest program național de redresare și reziliență. Iar fondurile trebuie utilizate până una alta, pentru că acest tren al fondurilor europene a fost pierdut de către unii, de către alții, unii de fapt au reușit să prindă acest tren și au reușit să dezvolte foarte bine comunitățile pe care le reprezintă. De ce ar trebui să vă vină alături de voi hunedorenii, domnule Mane? De ce ar trebui să vă sprijine și pe dumneavoastră și echipa pe care ați propus-o pentru Consiliul Județean Hunedoara? Pentru că noi considerăm că, cel puțin din punctul meu de vedere, la nivelul administrației locale, ar trebui să fie radical schimbată legislația. Nu mi se pare normal ca, să zicem, președintele să aibă maxim 2 mandate, ori președintele Consiliului Județean, dau un exemplu, să meargă cu 10, 7, 5, 4 mandate, cât o vrea cetățeanul. Deși există posibilitatea să ajungeți și dumneavoastră președinte de Consiliul Județean și ați fi de acord cu acest lucru? Da, sigur, pentru că în momentul când ești acolo de mai mult de 2 mandate, ai impresia că județul ăsta ți aparține sau tu ești singurul și persoana de neînlocuit, pentru că după 2 mandate apare rutina și atunci cred că e necesar ca fiecare din cei care ajung să conducă după 2 mandate să încerce să facă și altceva, să spunem președintele Consiliului Județean să meargă la Parlament, la Senat, la
deputat sau în cadrul unor ministere, să-și desăvârșească, eu știu, cunoștințele pe care le-a acumulat aici și acolo să le poată pune în aplicare pentru bunul mers al acestei națiuni. Nu e normal și atât la președintele Consiliului Județean cât și la primari să se facă alegere dintr-un singur tur, pentru că nu este reprezentativă această alegere. Putem să ne trezim la nivelul județului sau la nivelul fiecărui OAT cu un primar sau un președinte de Consiliu Județean ales cu 35-40% din voturi, ceea ce nu e firesc. Adică patru cetățeni hotărăsc soarta pentru, să zicem, ceilalți 10, 6 nu vin la vot și atunci ei hotărăsc cine va conduce, ce va face. Ce îi sfătuiți pe hunedoreni? Eu îi sfătuiesc ca pe 9 iunie să iasă în grup sau în număr cât mai mare la vot pentru a-și hotărâ fiecare destinele, să hotărâ destinele acestui județ în cunoștință de cauză. Sau măcar să știe, da, domnule, eu am votat pe ăsta, îl sprijin, că după ce l-am sprijinit și l-am pus pe scaun, 4 ani de zile nu-l mai pot da jos, decât în condiții excepționale. Și atunci trebuie să știu, domnule, uite, eu te-am propus acolo, ai zis că o să ajungi președinte și o să faci asta, n-ai făcut nimic. Am avut o discuție, merg frecvent în Valea Jiului și chiar în zona Lonea, am fost acolo și am avut discuții cu cetățenii. Erau două blocuri, unul reabilitat termic și unul lângă nereabilitat. Și am întrebat, domnule, dar de ce nu faceți? Păi pentru că ne-a zis primarul că nu se poate. Păi cum să nu se poate? Adică ăsta de lângă e același bloc și ăsta l-am de aici. Nu erau constituiți într-o asociație de locatari, nu aveau oamenii, persoana de contact care să-i sprijine și să le explice cum pot să acceseze fondurile pentru reabilitare termică. E adevărat că blocul era într-o situație destul de precară, atât începând cu acoperișul și în dialogul care l-am avut cu ei le-am spus, domnule, dar trebuie să începeți să faceți ceva, că altfel o să se distrugă blocul și mai rău. Dacă nu reparați acoperișul, se va strica și fundația și de la fundație pleacă toate celelalte probleme. Ați avea soluții și pentru astfel avem de probleme? Avem soluții, eu am făcut numeroase proiecte chiar în Petroșani, acum vreo 12-14 ani de zile, am făcut proiecte de studii, daliuri, deci documentații pentru avizarea lucrărilor de intervenție la ceea ce înseamnă reabilitarea acoperișurilor la peste 12 sau 14 blocuri de la vremea respectivă. Le-am propus, nu știu ce s-a întâmplat, că n-am mai urmărit ulterior dacă s-au și implementat, dar cred că oamenii trebuie să hotărască prin ceea ce pot ei că e nevoie să fie participanți la această viață socială și politică, adică să nu lase totul în seama unora și după aia, după ce i-au ales, să nu se ducă să-i tragă de mânecă. Băi, noi v-am ales, voi ce faceți pentru noi? Trebuie să existe, eu știu, acest control și din partea cetățenilor asupra candidaților și candidații trebuie să dea socoteală pentru ceea ce fac în consiliile locale sau chiar județene, unde e cazul nostru. Cum este și firesc, da. De altfel. Mai avem, cred că, vreo 7 minute din această emisiune, așa că o să vă rog să mergem mai departe cu proiectele sau ceea ce mai doriți dumneavoastră să le transmiteți hunedorenilor în această emisiune. Pentru aceste fonduri pe care le accesăm și deja o parte din ele au fost propuse, sperăm că vor fi și implementate în așa fel încât la nivelul alimentării cu apă și canalizării să ajungem să avem localitățile și din mediul rural racordate la rețelele de alimentare cu apă și canalizare, pentru că suntem în secolul 21 și nu putem să mai tolerăm faptul că am ajuns în această etapă și noi nu avem cu ce să ne spălăm, nu avem cu ce să ne întreținem parte de igienă, ceea ce mi se pare cu totul deplasat. Nu știu cum au
rezistat unii din primari până la această dată fără să întreprindă nimic în acest sens. Deci vă propuneți ca pentru următorii 4 ani să reușiți să extindeți, da, și aceste, să urmăresc implementarea programului POIM, care este deocamdată în derulare la nivelul societății APA Prod. Sperăm ca odată și odată să poată fi pus și în execuție, pentru că partea de proiectare a fost făcută. Prima licitație, am înțeles că a fost ratată pentru că proiectul a fost sub-evaluat și să sperăm că cât de curând acest proiect va fi implementat și va aduce și rezultate pentru cetățeni. Totodată putem să avem în vedere și partea de management al deșeurilor. Principala noastră provocare și țintele pentru ceea ce înseamnă reutilizarea și reciclarea deșeurilor ajung să fie de 55%, prevăzute să fie atinse în anul 2025. La această dată deșeurile sunt undeva reciclate în procent de 10%, ceea ce mie mi se pare foarte puțin. Cred că acolo unde investițiile sunt necesare, acestea trebuie puse cât mai curând în aplicare pentru ca cetățenii să poată să recicleze deșeurile în așa fel încât ele să poată fi colectate separat, adică deșeul menajer, partea de plastic, hârtie, sticlă și metal și așa mai departe. Deci vă doriți să vă implicați și în latura aceasta, da, de gestionarea deșeurilor. În zona noastră, zona asta de nord a județului, începând de la Deva, Orăștie, Hunedoara, Brad, operatorul care a fost reziliat contractul cu el, a venit cineva tot așa pe o chestie extraordinară, cu ghilimele de rigoare, în care o perioadă în care a făcut colectarea gunoiului se termină și să sperăm că în ceea ce urmează cei care vor face contractele vor avea în vedere ca nou operator, care să spunem că va câștiga licitația, să vină și să facă exact ceea ce este necesar pentru ca colectarea deșeurilor să nu mai fie o problemă în niciunul din municipii și în general în zona asta, unde și noi ca județ, ca și Consiliul Județean, suntem parte în această asociație de dezvoltare intracomunitară. Județul Hunedoara are așa un areal destul de divers, să spunem, pentru că dacă ne raportăm și la Valea Jiului, la zona Bradului, zona de centru, sunt până la urmă elemente diferite, dar sunteți pregătiți să intrați așa puternic în această luptă și... Păi dacă nu avem de gând să intrăm în această luptă, stăteam acasă și îmi vedeam de treabă. Eu cu echipa pe care sper să o pot promova în Consiliul Județean, bineînțeles cu ajutorul alegătorilor, consider că vom putea să aducem aportul nostru, să asigurăm acea parte de echilibru în tot ceea ce înseamnă hotărâri în Consiliul Local. Pentru că, exact cum spuneam și înainte, dând puterea în mâna unui singur om sau unui singur partid, nu vom putea la un moment dat să avem decizia pe care și-o doresc toți alegătorii, pentru că din Consiliul Județean, chiar dacă merge doar un singur partid, sunt reprezentanții întregului județ și acolo nu avem doar o singură culoare politică, acolo sunt oameni care simpatizează diferite partide. Asta nu înseamnă că nici acele partide care vor intra în Consiliul Județean vor fi împotriva, să zic, dezvoltării acestui județ. Vor avea, ca și în, vorbesc de faptul că am fost până acum și încă sunt consilier la municipiul Deva, toate investițiile care sunt în folosul comunității le-am promovat. Asta nu poți să mergi să spui acolo, domnule, sunt de la AUR, nu sunt de acord cu investiția cu tare. Da, am spus că nu pot să promovez un anumit proiect dacă nu îndeplinea, din punctul meu de vedere, atât tehnic cât și legal, condițiile pentru a fi aprobat. Dar după ce era reanalizat, sigur, aceste proiecte puteau fi implementate. Nimeni nu cred că e dus
scuzați-mi expresia, cu pluta să vină să spună, domnule, e de la aia, nu vreau. Suntem la final de emisiune, o să vă rog să transmiteți un mesaj hunedorenilor, celor care în data de 9 iunie vor ieși. Așa e, ar trebui să fie normal și firesc să iasă la vot și să-și aleagă reprezentanții pentru următorii 4 ani. Așadar, în încheiere, vă las pe dumneavoastră să le transmiteți mesajul hunedorenilor. Da, în încheiere, cred că e necesar să invit din nou toți cetățenii acestui județ să vină la vot în număr cât mai mare, să-și exprime conștient partea lor de dorință politică, de reprezentativitate pe care și-o doresc în Consiliul Județean, atât ca și președinte, cât și ca partid care doresc să îi reprezinte în acest Consiliu Județean. Pe 9 iunie vă așteptăm la vot, noi sperăm ca votul dumneavoastră să fie de aur, dumneavoastră hotărâți exact în cabină cu cine veți fi de acord sau nu în această alegere. Vă mulțumesc tare mult, domnule Mane, că ați fost alături de noi. Să ne revedem cu bine, mult succes vă doresc. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!